Bun. Dacă văd că de lume are, eu și-s fac. Parcă ar avea 30 de ani și trebuie... Da, îi trebuie cașcaruțul. Îndășați cu acolo. Da, da. Aici e patrine muiche, pa, Iurie. Cât să n-ai tu, Dorin, acum? Eu fac 21. Da, de mine, ești de mine, în floarea vârstei. Găsăm acolo un american. Găsăm, găsăm. Da, te așa ia, ce e, mă? Tot întorci. Dă-mi goase. Nu mi-o faci mai toate, faci mă ta. Așa trebuie. Și asta e sora ta? Nu. Asta-i sora ei. Ai, ce frumosică, acolo, așa, dă să vedem acolo. Asta e sora lui Dorina. Da. Uite acolo și serioasă e. Așa. Și mama lui Dorina. Mama lui Dorina. Da. Ia vezi o Danuță, așa te ia. E aproape, aproape să fii socră acolo așa. Vezi? Dacă tu te-ai grăbit. Am fost, n-am văzut Corneliu cu mașina, nu știu. Ai văzut și greu? La Sobistan, ai fost? Moșule, am fost și am filmat acolo, la Grănicești, acolo. Am fost și m-am uitat și eu să văd, când am fost eu, prima dată, când, ultima dată, de fapt, când am fost acolo, a fost în 1969. Da, da. În, nu știu ce zi, iarna știu că a fost. Ori acolo, la casă, da. Era a murit mama. Da, moșulea de acolo, tot o frate, pocăit. Da. În marge, da, treaba asta. Corneliu, familie, nu-i nimic. Pentru mine? Da. Nu vezi Corneliu? Uite acolo așa, uite. Ia să mă urmășule. Ia să mă urmășule. Să-l vadă unii. Vini, vini, el a zis. Familie. He asked me for children, you know, and I said, look right there, and you looked around, where? He thought he's the one behind him, he cannot see him. Dar are numai 20 de ani și e doar. Să mănânc amândoi. Da. Pe Cornel, tot, o lasă, familie. Da. Familie. Danuț, eu? Și ea s-a cu tata ei. Danuț, hai. Danuț, hai. Cu Nixum. Cum o cheamă? Vrei să-i transmiți ceva la Maricica, moșule? Da. Ce vrei să spui? Maricica, de mult nu te-am văzut și mi-e dor să te văd, că știu că te-ai căsătorit, am fost la căsătorie, că l-ai făcut o masă în o gradă, țin minte, l-am făcut acolo. Da, era frumos. Da, pe cine e care am atat la bicicletă așa mai mult, la Grănicești, la Bădeuți? Da, Corneliu. Pe Corneliu, măi! Corneliu, duceam pe Corneliu. Nu, pe Corneliu, pe... Livia. Pe Livia. Livia, zică, tu nu te uita pe nicăieri, că... bicicleta de se cumpinea și ea nu știa ține. Ia moșul, eu turmă de oi, bicicleta în mașa. Ia om! Că de ce sunt genios? Mă, copcile, mă! Am un tac. Uite-o carutul, mă! Ia la vlază! A petit, te-a luat ca pe un snop, te-a dus acum. Și te-am adus în brață, că nu mai puteam să fie în casă. Aia, doar nici așa te-ai făcut de greu, când trecut pe apă, zic, ce-am dus acasă. De la Grănicești în brață, te-au dus. Ce zis, ia-l Margaleta că nu mai trebuie, e? Zic, ia-l Margaleta că m-a hrănit, eu făceam și casă și mă să bolnavă și eu nică bolnav și eu sigur mă șeam acolo. Și, abară, când eu, Margaleta ne-a dus și băiată. Și pe Corneliu, și pe Piet. Așa și bătrân trebuie să ții la și da, cum, doar așa e. Doar de ce ai ajuns bunic? Ca să ții nepoți, e? Eu îl mulțumesc, flatez nepoță, că mi-a cumpărat eu o haină. S-a lupet eu. Dacă te așteptam, mă să-ți cumpere. Dar stai să spui ceva, ia ta așa de mare pensie. N-ai pus la o haină, vă prăiți pantaloni și mai greu, dacă ai fi rupt. M-ați întrebat, Marișică,
niște bani de la noi, de aici, românești, de la colhoz. Moșule, noi n-avem încă pensie acolo, noi când am mers, să trai să ambăți stăți acolo și de abia acum lucrăm pentru pensie, știi? Da, da, ai salari mare. Cine are salari mare? El de abia a terminat școala. Eu de abia am terminat școala în mai, acum. Acum, doar, de când am plecat, de atunci tot la școală da, am fost. Da, soția? Și ea e în anul 3 acum, student la pian. La facultate. Anul 3? Da. O, pe cunoșuț, dulari, mulți. Dar trebuie să aibă panele, tata, trebuie și patron acolo, ceva. Nu e patron, dar e aproape patron. Acolo nu e ca aici, moșule. Acolo nu se dă zestră la fete ca aici. D'acum. Acolo, dacă vrei să te însori, să te măriți, îți iei tașcuța în spate și ai plecat. Acolo așa e? Vreau să zic, a luat bota și sumanul și pe aici e baraganul. Da, da, așa, așa. Într-adevăr, socrul meu, el e doctor și are bani, dar nu mi-a dat zestre, perne, covoare, casă, nu mi-a dat, dar cum sunt de aici? Deci jumătate de moșuie nu te-a dat. Nu mi-a dat moșuie, că nu-mi vea. Dacă e doctor, de unde să aibă moșuie? Are el, da, da. El are bani, dar are pentru dânsă moșuile, acolo tețeau pentru dânsă. Păi fiecare pentru dânsă. Dar la tineri, nu? Ha? Și la tineri trebuie să iei aici. Da, el m-a ajutat la școală când am fost, m-a ajutat în fiecare lună, îmi dădea câte $500 ca să plătesc chiria și să plătesc pentru mâncare. Și tu și ești inginer electronic? Nu, moșule, nu sunt inginer electronic. Da, și? Eu am făcut două facultăți, am făcut una în management și una în marketing. Aha. N-aia, de acum de pe au apărut în România de astea. Și nu se știe și așa. De acum au ieșit în România, știu, până învață ei, până nu știu și vedem noi. Ar să vezi și linia comerțului. Cu comerțul, cum ar veni la noi economiști. Vreau să zic, poți ideea în România, cum se spune, ministrul de controlul comerțului, nu? Chiar ministrul mă faci moșul ăsta, aleac, las-mă mai jos, aleac, de mai ridicat în slăb deja. Au cât mai mare. Și când a venit Evgenia Potul, moșneagul Radio, nu care fie el, ministrul la Brăzărinii. Las că vedem noi. Da, da. Bună ziua. Bună ziua. Se filmează acolo așa o leacă. Socru și socră. Aude acolo ea socru. Dăruțul de acolo așa, aproape să iei socru acolo așa, omul și ala, cunoști? Uite bine la dânsul. Aude acolo așa. O fost el pe aici? O fost? Na. Ia uite, dacă așa ia, uite și aia Dănuța, aduceai copchie și aia la bunica. Uite și aia să arăt, stai o leacă, să mă mai aproape. Uite și aia. Uite așa o leacă, aici așa. Sigur. Eu ultima dată când am fost aici, a fost când? Prin 80. În vreo 10 ani atunci. N-a bă, Dănuț, uite și așa, vezi? Să arătă și așa o leacă roată. Am și trup acolo așa și de oameni. Moșul numai toroscul de grea, știi? Spune-l, Ionică, cum conduci mătale mașina dacă ți-o dau asta pe degeaba. I-am spus, Ionică, i-am spus că dacă moșul o conduce pe asta, îi dau pe degeaba. Și auzi ce spune el. Eu o conduc, dar spun la oameni să meargă pe șanturi, că-i șan pe tot. N-auzi. El o scoie, dar să... Eu o conduc, dar din șanț în șanț, așa. Și e gard, uite, de drumuri. Da, era din, este din Danila, nu știu, nu-l cunoșteți pe Zebi. Da. Știi pe Zebi? Știu, el știu. Da, așa, și învăța Ionică să conducă mașina. Ea condușea mai bine la început ca el, știi, dar el când condușea, în curbă, în loc să întoarcă volanul, el întoarce capul. Merge așa, știi? E mașina după aceea să-l. El întoarce capul. Dar acum conduce, bătiță, n-are treabă. Dar cum, are carnet, să duce pe unii vrei, n-are treabă. Ieni că nu mai sună la telefon, că tot la era nilării de sună. Poate, el trimite eu mașină ca asta, dacă noi conduce rușine, mie nu mă trimite. Da, dar am scumpit cal și pune calul la dânsa și așa trage. Conduce. Pui cal acolo pe urșici, așa? Nu, pur un cal, știi?
Uite-te, măi, asta și încălțămintea are moșul, vezi? Ia să vă burlaje lui moșul. Asta e... era la noi unul și avea o chinci așa și mergea Victor Atofiri, s-a dus undeva și era un domn și el cu caruța avea... De RSS-ul de la Gorbaciov. De la Gorbaciov, e? Auzi, și merge cu caruța un vecin de neu, avea un cal de ghelțenie așa, aha, și el cu o chinci. Îl vede un domn acolo și vine drept la dânsul. Nu ți-i rușine, o vreodată, îi atacă așa un cal și încalțat cu o chinci de gumă, încă de gumă. Dar el zice, dacă statul nu i-a fost rușine să le facă, nici nimeni nu e rușine să le porți. N-au. Așa și moșul, dacă nu i-a fost rușine, nu. Nu? Nu, e capitala Angliei, Washington. Unde moșul între drumul tale? Capitala Angliei, London. London. Londra. Londra. Și Washington e capitala Americii. Washington e capitala Americii. Portland și... Portland e capitala statului... Nu e capitala statului Oregon, dar e cea mai mare oraș din Oregon. Și Oregonul e o bucățică a 50-a parte din America. Dar ce înseamnă Oregon? O regiune, ha? Nu, nu, Oregon e numele statului. Cum e România, așa e acolo Oregon. Așa, ca o țărișoară. Da, e o țărișoară, mă. Stai așa, ține acolo moșul, că așa e de drag. Așa e dragoste. Se poate așa? Se poate, decât de acum ești fain acolo așa. Ia uite acolo și moș tânăr acolo așa. Da, și aia asta e când ați făcut-o voi? În ce an ai făcut-o și aia moșule? Ei, la pântia, că ești sub casă. Cât? În 60. În 60 și aia? Nu, moșul și când în 60 și vorbești singur. Da, da, i-a făcut un corn, i-a murit. În 60? Nu mai în 60. În 60 și când trăia și aia la altă bunică. Anul 1960. Nu mai. Tată! Moșul că nu a făcut-o în 60 și în 72, i-a zis. Dacă mă întreb o dată, spune că e 65. Lasă-l pe moșulica acolo, așa e bărbat bine acolo te. Așa. Vine cu așa, vine. Hai, pașii și lui este era una. Este era aici ea. Unde scaunea? Unde? Lasă așa, așa e ciorul. Lasă așa că e frumusit. Uite așa, vezi, este de frumoasă. Ai întoarce acolo ce uite acolo, cu bine din America, o fetiță așa frumoasă, vrea și eu o ță, dar e nu supărată este era, uite. Vezi, gata.